Nu. Nu. Nu poți. Mai chiulește lumea și n-ai cum să ții pentru tine. Părinții, dacă află, după asta este mai rău. Păi ei tocmai asta vor, să afle părinții? Depinde de câte absențe fac. Dacă fac prea multe, da, cred că e bine să posteze, dar așa nu. Care zici tu că ar trebui să fie limita, așa? 10 absențe, maxim. Pe... Nu cred că ar trebui trecute pe internet. Trebuie să se ia doar niște măsuri în cadrul clasei pentru... Nu știu. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi văzute de toată lumea pe internet? Adică... Cei care au absențe, bineînțeles că nu sunt de acord și ar... E o metodă mai jenantă, așa? Da, pentru, sau... da, cred că ar fi jenant. Directorii unităților de învățământ consideră însă că tocmai acesta este și scopul. Ei sunt convinși că odată ce proiectul ar fi pus în aplicare, numărul absențelor s-ar diminua. Ideea nu este nouă, noi am discutat-o chiar înainte de a apărea în cadrul Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Emil Racoviță, pentru că ar fi o idee bună, deoarece părinții și în special reprezentanții legale ar afla mai bine despre situația școlară în ceea ce privește numărul de absențe și în felul acesta s-ar împiedica abandonul școlar. Ideea pare a fi și mai potrivită pentru copiii ai căror părinți au plecat în străinătate. Ar fi în interesul lor să-și monitorizeze copiii, având în vedere că cel puțin la nivelul liceului nostru sunt foarte mulți părinți care sunt plecați în străinătate și în felul acesta ar avea un control mai bun. Proiectul urmează a fi discutat la nivel central, iar dacă va fi aprobat, va fi pus în aplicare începând cu anul școlar următor.